Colaborarea mai veche dintre Palatul Culturii Teodor Costescu și Ambasada Republicii Polone, Secția Culturală, Institutul Polonez din București, a dus la coorganizarea a două expoziții fotodocumentare intitulate Poloneze și Românce care au schimbat lumea. Astăzi, severinenii au fost invitați la cetatea medievală a Severinului pentru a cunoaște poveștile fascinante a celor 34 de femei. Suntem gazdele a două expoziții de excepție organizate de Institutul Cultural Polonez. Este alături de noi doamna Katarzyna Zaloszewska. Vorbește de altfel limba română foarte bine, datorită conexiunilor și colaborărilor pe care le are cu România. Ne bucurăm să-i primim la Drobeta Turnu Severin. Realizată de Institutul Polonez din București în anul 2018, expoziția evocă într-o formă atractivă poveștile a peste 30 de personalități feminine, românce și poloneze, care au avut curajul să acționeze pentru schimbarea propriei țări, a Europei și a lumii, iar astăzi a ajuns și la Drobeta Turnu Severin la Cetatea Medievală. De data aceasta, expoziția este doar un pretext de a spune povestea succesului unei tinere poloneze care își îndeplinește actual misiunea în România. Comandanta contingentului militar polonez din Craiova este o femeie, curajoasă, inteligentă, cu picioarele pe pământ, dar și un mare observator al lumii din jurul ei. Relațiile au fost mereu unele bune de-a lungul istoriei, așa cum putem vedea în expoziție, a existat cooperare între România și Polonia. Suntem aici de 5 luni, iar în tot acest timp am experimentat o ospitalitate extraordinară. Există influențe culturale puternice din partea românilor. Consider că între cele două popoare există o chimie și că suntem mai puternici împreună. Românii sunt minunați, mâncarea este foarte bună, ne simțim ca acasă. Astăzi, severinenii au fost invitați la cetatea medievală a Severinului pentru a cunoaște poveștile fascinante a celor 34 de poloneze și românce care au avut curajul de a schimba propria țară, Europa și lumea. Cea de-a doua expoziție vorbește despre alianța polono-română în perioada interbelică. Alianța militară pe 3 martie în anul 1921 a fost semnată convenția de Convenția defensivă între Polonia și România. Bineînțeles, noi am avut atunci granița comună, am avut mai multe relații încă înainte de 1921. Atunci ideea era cumva să rămânem uniți în fața statului sovietic. Și asta ne-a ținut foarte, foarte mult și foarte tare. Pe panourile expoziției puteți vedea începuturile, dar și pentru că atunci Mareșalul Piłsudski era cel mai important om din Polonia și el s-a împrietenit foarte, foarte mult cu familia regală, cu regele Ferdinand și cu regina Maria și a venit aici în România nu doar pentru vizite oficiale, dar a venit și în privat, așa, să-i viziteze sau în Castelul Peleș sau s-au dus la mare. Deci era nu doar ceva la nivel oficial, dar era o prietenie între Polonia și România chiar foarte, foarte mare. Expoziția a fost creată cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la recâștigarea independenței Poloniei și a Anului Drepturilor Femeilor, precum și a Marii Unirii a României.